Bună dimineața, fraților! Suntem în prima oră a emisiunii noastre. Suntem în zi de joi, da. 19 ianuarie. 19 deja. Da, și avem mare sărbătoare în familie, dar nu vedem acum nicio sugestie. Mai stați cu noi un pic. Niciun indiciu, așa că mai târziu vă dezvăluim această mare sărbătoare pentru familia noastră. Așa este, este de zi de joi. Cumva pentru cineva e aproape weekend, dar oricum trebuie să ne adunăm toate forțele ca să fie o zi productivă, să fie o zi bună pentru toată lumea. Să stabilim recorduri, de ce nu? Uite, în această dimineață când dădeam scroll, am găsit despre o informație despre un nou record mondial care a fost stabilit de o femeie din Australia, da, pentru cele mai multe maratoane zilnice consecutive efectuate de o femeie. Practic a alergat timp de 150 de zile, a străbătut 6300 de kilometri. 150 de zile. Da, să fie așa ca o motivație pentru noi și pentru toți cei care ne urmăresc, se poate, dacă dori. Se poate, da. Se poate și nu așteptați managerească de sus, munciți, pregătiți-vă, pentru că cineva zicea că uite că norocul nu vine așa pur și simplu, trebuie să muncești pentru el. Uh-huh. Ele mai ajută din când în când și previziunile astrale. Mai ales dacă sunt țin cu noi, adică ne și motivează, nu? Și mai ales dacă noi ținem cu ei. Da. Începem cu nativii zodiei. Berbec. Hai să vedem. Ei sunt sfătuiți să mai strângă cureaua în privința cheltuielilor care nu sunt cu adevărat necesare. Încercați să economisiți niște bănuți pentru că se anunță o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și nu v-ar face rău să aveți niște bani puși deoparte. La ciorap, nu? Da, la ciorap, pentru că mai spun unii că e colacul de salvare. Uh-huh. Așa, o pernuță de salvare. Taur, zonele aglomerate vă pot oferi multă energie, așa că este posibil să petreci timp într-un spațiu public ocupat. Ai grijă însă la privire, pentru că asupra ta sunt foarte multe ochi, dar mulți ochi care sunt gata să vă devoreze, așa că încearcă să nu oferi semnale greșite. Mm-hmm. Și următorii pe listă sunt gemenii. Aveți tendința de a vă impune în fața persoanelor din jurul vostru, iar acest lucru ar putea crea o stare de iritare între voi și persoanele apropiate. Lăsați-i și pe ceilalți să hotărască acolo unde este cazul. Rac, veți avea parte de câteva tentații care vă vor stârni interesul, însă voi trebuie să știți că nu aveți voie la excese. Preocupați-vă cu alte lucruri, puteți să citiți o carte sau să faceți o mulțime de lucruri productive. Deci productivă să fie ziua până la urmă, nu? Și jocuri de calculator tot pot fi productive. Productive, da, cărțile oricum, și am promis noi că venim cu recomandări, nu? În ce da, bine, hai, dacă tot ai zis tu de lucrul ăsta, hai să vedem care sunt. Într-adevăr, o să începem noi noul an cu aceeași pasiune pentru lectură. Da, toți cei care iubesc cărțile abia așteaptă să descopere titluri noi. Alături de o librărie din Chișinău, am făcut un top al volumelor care nu trebuie ratate în acest an. Unul dintre cele mai importante motive pentru care citim cărți este faptul că acumulăm noi cunoștințe și în anul care vine e important să ne facem o listă cu noi volume, iar care sunt preferințele în domeniu aflăm în continuare. În 2022 a fost anul în care s-a dezvoltat foarte mult lectura în ceea ce ține de istorie, în concordanță cu evenimentele care au avut loc actuale. S-a citit foarte mult biografie ale marilor actori pe scenele istoriei, cel mai actual fiind Zelenski, cu apariții noi. Și în 2023, la categoriile ficțiune, psihologie sau istorie, avem deja titluri noi, atât de la autori de-ai noștri, cât și din străinătate. Luând în considerare că se dezvoltă domeniul psihologiei, la fel s-a citit foarte mult psihologie și dezvoltare personală. De exemplu, Irvin Yalom, care a rămas actual în continuare cu foarte multe lucrări ale sale privind soarele în față, darul psihoterapiei și foarte multe din acest domeniu. Iar dacă literatura motivațională este pentru cei care vor să se dezvolte sau caută idei de dezvoltare a unei afaceri, atunci în beletristică vom găsi un refugiu plăcut. Unul dintre bestsellerurile de ficțiune care s-a citit foarte mult în 2022 a fost Narin Abgarian din Cer a căzut trei mere, care considerăm că o să rămână actual și în anul 2023. Și în rândul adolescenților, Colin Hoover este cea care a făcut senzație cu romanele sale și care în continuare credem că o să rămână un bestseller și pentru 2023. Din recomandările noastre și din bestsellerul efectiv, îl avem pe Igor Guzun, poeziile lui care au făcut la fel senzație în acest an, Bine și mai bine. Tot în colecția Literatură străină urmează să apară cărți apreciate de public și chiar premiate, cum ar fi Corabia îngropată de John Priston,
o poveste despre iubire și pierdere, sau Vânătorii Dunei și Viermii de nisip ai Dunei, de Brian Herbert și Kevin Anderson. Din istorie și filozofie, cărțile pe care personal le citesc acum erou comii de chipuri de Joseph Campbell, care cred că e un must read pentru oameni, din considerentul că face viața un pic mai clară, pentru că chiar și din punct de vedere de visă am niște chestii care ni le-a explicat. Și stare bucuros că am dat de densă foarte spontan. O altă carte pe care nu trebuie să o ratați în acest an este și eseul despre absurd, Mitul lui Sisif, de Albert Camus. Într-un fel, acceptarea greutăților, pentru că mitul lui Sisif presupune că el a fost pedepsit să ridice această piatră pe munte, pe vârful muntelui, și apoi să-i dea drumul și să uite cum e cade în jos. Și într-un fel asta e metaforizată viața noastră, cum noi o cărăm în sus, și în primele trei capitole el vorbește de sinucid și de problema, că își spune că asta e problema principală în filozofie, dacă merită sau nu viața trăită. O avem pe Tatiana Țibuleac cu romanele sale care au rămas actuale și în acest an. Și din filozofie autohtonă avem pe Dorian Furtună, care în acest an a venit cu Dialogul unui filozof cu o ceară, care la fel este un bestseller din filozofie autohtonă. Un alt domeniu care putem face o recomandare de lectură este dezvoltare personală, și Gabor Mate este unul dintre cei mai citiți momentan din dezvoltare personală, și Mitul normalității este o lansare foarte recentă a lui, și mai este și Când corpul spune nu. Și volumele semnate de Mircea Cărtărescu au fost solicitate în 2022, dar sunt în topul preferințelor și în acest an. Pot să-l recomand pe Mircea Cărtărescu. Are un mod extraordinar de a-și pune gândurile pe hârtie, îl ador. Asta e prima carte care o am citit-o de dânsul, acum în 2022. De fapt, am mai citit-o și mai înainte, dar am mai recitit-o. E o carte cu mai multe istorioare despre femeile din viața lui. O carte nouă de-a lui care a fost scoasă în 2022, Theodoros. Eu cred că el e foarte actual pentru tineret, modul lui de a se exprima. Și eu cred că cartea asta ar fi una bună pentru 2023. Cititul are un efect pozitiv și asupra corpului. O carte ne poate relaxa mai bine decât o plimbare în parc sau decât atunci când ascultăm muzică. Așa că una din prioritățile pentru acest an trebuie să fie și lectura. Da, și mie cineva mi-a recomandat Theodoros, da, noul roman al lui Mircea Cărtărescu, și am de gând să-l achiziționez. Da, foarte bine. Sperăm că și telespectatorii noștri și-au făcut rezoluțiile pentru 2023 și au inclus inclusiv lectura. Da, uite că a venit momentul să vedem ce s-a întâmplat în istorie în această dată de 19 ianuarie, cine s-a mai născut, și tot cumva la literatură rămânem, pentru că puteți să-l descoperiți pe Edgar Allan Poe, care s-a născut în data de 19 ianuarie în anul 1809. Este poet, scriitor, critic, maestru american al literaturii polițiste și al macabrului. Da, curios este că în adolescență Poe se îndrăgostea frecvent, însă niciuna dintre aceste iubiri nu s-a comparat cu pasiunea pe care i-a purtat-o doamnei Jane Seath Stannard, mama unui coleg de școală. Da, tânărul participa la curse de alergare, în ciuda faptului că era cumva, era așa de presie, mulți creează impresia dacă a fost un tip retras. Uite că iubea sportul, lua parte la meciuri de box și la competiții de săritură în lungime. Interesant. Și la 15 ani a devenit faimos în oraș după ce a notat 9,5 km de-a lungul unui râu. Ei, și cum problemele financiare nu îi dădeau pace și tensiunile cu tatăl adoptiv nu se stingeau, o a decis să devină scriitor de succes. Și da, a reușit. Da, și a reușit, așa este. Mergem acum în 1983, nu? Da, atunci. Criminalul nazist de război Klaus Barbier a fost fost șef al Gestapo la Lyon, este arestat în Bolivia, unde emigrase în 1951 și trăia sub pseudonimul Klaus Altman. După război, acesta a trăit liber
timp de 39 de ani înainte de a fi prins și condamnat la închisoare pe viață. Barbier, cunoscut drept măcelarul din Lyon, în 1942 a fost trimis la Lyon pentru a conduce filiala locală Gestapo. Acolo și-a făcut o reputație ca om extrem de brutal și violent. Da, a ordonat executarea 14.000 de persoane și a torturat personal nu doar bărbați, ci și femei și copii. Până la urmă, dreptatea a ajuns să fie dreptate, să se facă. Mergem în 1942. Da. Acest an, pe această dată de 19 ianuarie, s-a născut Daniela Anenkov, actriță, crainic, moderator de emisiuni TV. În 1958, la un an de la înființarea televiziunii publice din România, în echipă, era cooptată și eleva de liceu Daniela Anenkov pe post de crainic TV. Și a împărțit viața de scenă cu emisiunile dedicate copiilor la televiziunea română. În 1960 era partenera unei păpuși celebre, Așchiuță, în emisiunea Daniela și Așchiuță. Da, actriță la începutul la Teatrul Dramatic din Constanța și mai târziu la Teatrul Ion Creangă și Excelsior. Da, după 1990, Daniela Anenkov a dat viață unui alt personaj îndrăgit de cei mici, clovnul Hapciu, în emisiunea Badabanu, realizată de Liana Sândulescu. Da, și după 5 decenii dedicate copiilor pe scenă sau la televiziune, Daniela Anenkov a fost răsplătită cu premiul Uniter pentru teatru pentru copii. Așa. E, și acum, bineînțeles, a venit momentul să dăm din casă câte un pic. Așa, vă spuneam mai devreme că avem parte, familia telematenală, avem noi sărbătoare. O sărbătoare da. Mare. În data de 19 ianuarie s-a născut o altă persoană dragă sufletului nostru, este vorba de Betty Turculeț. Da, la mulți ani, Betty, vrem să spunem că te apreciem foarte mult pentru tot ceea ce faci, îți dorim multă sănătate, multă dragoste, să fii apreciată pentru că noi vom fi alături de tine. Da, așa că multă baftă în tot ceea ce faci, să fii inspirată și mereu bine dispusă așa cum te cunoaștem, în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze. Așa este și acum propun să vedem niște secvențe, niște frânturi cu colega noastră Betty Turculeț, nu? Da, hai să o vedem. Din anumite reportaje backstage, da. Omega 3 și omega 6, proteine, vitamine A, B12, D6. Și mine 6 la D. Vitamina D6 este B6. Sergiu, tu ești nervat, nu te supăra cu mine. Personajele principale, războinica inter... Mă gândeam să nu mă greșesc la Saldania și termină pelicula. Dacă ceva, dați un search pe Google și dați fie clar. Întrebările nu la mine. Alisa, nu cita la mine, vărșnesc. Da. Sunt câteva perle din culise, da, cum le spunem noi, dar este foarte muncitoare, muncește cu sârg la fiecare detaliu, la fiecare frază, își pregătește textul, își pregătește invitatul, pregătește reportajul, tot. Deci este o fată foarte muncitoare și îi mulțumim mult și pentru lecțiile de sport pe care le dă. Da, bineînțeles, de exemplu, uite, are o dietă specială cu mere și ne învață și pe noi, inclusiv ne spune și la rubrica Sănătate cum e corect să mâncăm, ce e corect să nu mâncăm. Da, Betty, apreciem. Cam ar trebui, într-adevăr, să ia exemplu de la ea toți cei care, nu știu, fac sport, dansuri, orice. Că ai zis de dansuri, acum parcă mi-a venit așa prin minte perioada când aceia ani frumoși, da. Când erai tinerică, când erai în forță. Da, dansuri sportive și cumva sunt și la modă chiar acum, chiar și în această perioadă, știi? Da, eu cred că următorul nostru subiect mai tare o să-ți animeze amintirile. Da? Pentru că, da, basarabienii se fac cunoscuți în toată lumea datorită talentului și măistrii cu care își îndeplinesc vocația. Fie că este vorba de muzică, Mihaela, actorie, dans sau sport, aceștia obțin succese remarcabile. Și din următorul reportaj vom face cunoștință cu perechea de dansatori care s-a întors cu premiul mare de la Campionatul European de Dans Sportiv desfășurat în Polonia. Dansul este o exprimare grațioasă a emoțiilor pe care le trăim. Dimitri Borș și Ana Dubceac dansează de mici, iar de un an evoluează împreună în cel mai armonios mod posibil. Prin clasa 3-a am început să fac dansurile. Mama prima vine cu inițiativa, m-a ghidat că trebuie să fac dansurile, chiar dacă nu vroiam în acel timp. Acum nu văd viitorul fără dansuri. Am fost ghidat de mama și tată, de părinți, de toți.
dar efectiv am vrut să merg la fotbal ca tare, dar cu problemele cu vederea nu m-am dus și am venit la dans. M-a impresionat, adică când mă uitam la video, adică mi-a plăcut. Dansul sportiv este unul dintre cele mai dificile, fie că e vorba de salsa, samba, rumba, cha-cha sau jive. Fiecare gen are tehnicile sale, care trebuie însușite și demonstrate cu precizie și rafinament. De când dansează în pereche, au învățat să se asculte, să-și simtă mișcările și să se înțeleagă. Acum știu să comunice prin gesturi și priviri, iar când ies în scenă, sunt un tot întreg. Trebuia să muncim, adică ca să ne simțim unul pe altul, adică ca în fel să fie tot frumos. Acum când știm defectele unui altuia, când știm cum le face, de exemplu, în unele mișcări poate să pună partea sau mâna altcumva, și evident noi știm. Și comod acum, ne înțelegem. Recent au revenit de la campionatul european de dansuri sportive din Polonia, cu premiul mare. Au obținut 3 medalii de aur, 4 de argint și una de bronz. La categoria Tineret Rising Star, pentru toate cele 10 dansuri, au luat locul întâi, la fel și la categoria Junior 2. Participarea a fost ca un fel grea, dar și multă experiență. Am avut experiență noi, concurență nouă, pe care n-am mai avut-o. Și am avut așa niște emoții frumoase, dar și un pic emoționante când erau alți perechi pe care nu le-am mai văzut. La concurs știam anume câteva mișcări din compoziția altora și oarecum încercam să ne feream de acele perechi ca să nu ne împingem sau să nu dăie noi. Aici n-am avut asta și un pic era cu frică, dar ne-am luat în mâini și am mers mai departe. Această performanță nu ar fi fost posibilă fără implicarea antrenorilor, care au depus multă muncă pentru ca elevii să deprindă tehnicile stilurilor de dans, să aibă încredere în forțele proprii și, cel mai important, să-și gestioneze și exteriorizeze emoțiile atunci când sunt pe platou. Acești doi copii sunt foarte străduitori. Ei au careva scopuri de la fiecare concurs. Noi vedem creșterea. Noi vedem prin transpirația lor, noi vedem toată munca, chiar și a noastră. Cred că asta e ceea ce caracterizează cel mai mult pe ei, insistență și responsabilitatea. Pentru că talentul în orice sport, părerea noastră, este ceea ce contează mai puțin. Talentul nu e ceea ce te păstrează în sport. Lângă regulile tehnice, oricum punem accent și pe alți factori care îi ajută să se manifeste. Și aici vorbim în primul rând de etica unui dansator, pentru că sunt concursuri, din păcate, care la noi în Moldova nu prea pun accent pe asta, dar totuși noi ne orientăm la alt nivel un pic și de aceea punem accent foarte mult pe etică. Să știi cum se poartă parchet, să știi să manifeste respect și față de concurenții lor, să știi să fie responsabil și față de ținuta lor și față de partener-partener, ceea ce credem noi că îi ajută și în viață să se responsabilizeze. Să vedem în ochii lor permanent scânteia și efortul ăsta de a dori să continue. Sunt copii așa cum este Dima, care doar până la antrenament face 2 ore de acasă, dus și 2 ore întors și atunci efortul ăsta trebuie apreciat și trebuie încurajat. Am savurat. Pare ușor, atât de ușor, liber, de parcă băieții ăștia ar face toate mișcările astea cu ochii închiși. Ei, e muncă, e muncă, muncă de ani de zile. Da, chiar am savurat din plin imaginile și muzica și imaginile. Pe final era un dans de jive.
Știi, și asta presupune foarte multă mișcare și multă rezistență. Știi? Știe, adică maestrul de lângă mine știe foarte bine ce reprezintă fiecare dans. Și cum? Te-a motivat? Ai vrea să... Da, aș vrea să revin, de fapt, să știi. Bine, da. Eu aștept. Da? Dacă ai nevoie de un partener... o să fii dispus. Dacă ai nevoie de un partener, eu o să-l caut, dar eu o să fiu susținător. Ok, ne-am înțeles. Acum o să vorbim despre un fenomen destul de important pentru viața noastră a tuturor, pentru că adesea ignoranța, dar și indiferența fac victime. Așa este. În ultimul timp au loc tot mai multe accidente rutiere care costă vieți. Parcă există legi tot mai aspre, doar că din păcate acestea nu diminuează din teribilismul unor șoferi, dar și din neglijența unor pietoni. Cum evităm aceste evenimente riscante pentru viața oamenilor și ce mai pot întreprinde autoritățile, discutăm cu domnul Daniel Mazeta, șef al Direcției Prevenirii NSP. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mersi pentru invitație matinală. Cu mare drag, acum suntem în data de 19 ianuarie și cumva, dacă putem spune așa, în primele săptămâni ale anului 2023 am văzut un număr tot mai mare de accidente. Este un fenomen, nu știu, normal pentru această perioadă sau care e trendul de fapt? Dacă analizăm statistica, deci prima chestie, da, confirmăm că pe ultima perioadă, vorbim de primele săptămâni ale anului 2023, s-au întețit pe alocuri, chiar spărise vizibil statistica accidentelor, în special cu implicarea pietonilor. Au fost câteva cazuri mai răsunătoare, ceea ce și-a alertat comunitatea. Dar analizând istoricul ultimii 5 ani în medie, deci noi în fiecare an înregistram, când facem totalurile la sfârșit de an statistică, înregistram o scădere cu aproximativ 10% în medie a numărul accidentelor și persoanele care au avut de suferit în urma acestora. Pentru noi, ca polițiști care ducem aceste statistici, suntem cumva în misiune principală, principalii piloni în misiunea de securizare, asta era îmbucurător. Dar te bucuri până nu îți apară două săptămâni de astea așa, de foc, în care ai un accident după altul, toată comunitatea este deranjat și alertat ce se întâmplă, toată lumea vrea acțiuni, trebuie să securizăm oamenii și noi înțelegem chestia asta, că ne-am alertat și noi. Și aici apare cea mai mare problemă. Poliția, doar poliția, emisiunea noastră, ce facem noi și ce face fiecare persoană. Deci, interpretarea clasică e că s-a întâmplat accident, poartă vină polițiștii că nu au securizat. Acum când să-ți imaginezi un accident rutier, deci cine este implicat? Noi vorbim cu implicarea pietonilor, da, în primul rând. Sau chiar și dacă e un accident clasic cu două autovehicule implicate. Deci, tu ai doi oameni maturi care au dreptul de a conduce, care au responsabilitate deja și poartă răspundere pentru acțiunile lor. Ei au automobil care știu ce putere are și cum se conduce, că n-au venit în zadar pe drumurile publice, că nu se oferă oricui permis, trebuie să treci școlarizarea. Și cumva, deci ei sunt în drepturi egale și în responsabilități egale. Acum apare polițistul aici ca un fel de mentor, dă din deget, îți amintești, poate să te stopeze și îți amintească. Vedeți că aici nu se permite cu viteză foarte mare. Vedeți că acolo este ceață și nu vă recomandăm să vă grăbiți, reduceți din viteză, aprindeți luminile corespunzătoare și nu faceți mișcări grăbite. Și atât chestiile astea se ignoră. Vedeți principiul clasic de rol de copil, părinte. Se ignoră recomandarea și mai departe șoferul spune, ai că știu eu tare bine că am 20 de ani de când merg. Ok, îl credem pe acel șofer. Dar în fața lui iese alt șofer care nu are 20 de ani de experiență, dar are 3 zile de când a urcat la automobil și este ușor anxios din cauza că încă nu se simte confortabil. Apare puțină ceață din cauza că avem acum zile destul de călduroase. E și asta o cauză a accidentelor, ceața? Exact, asta vreau vizibilitate. Să spun. Deci apare condițiile de meteo care îți reduc din vizibilitate. Puțină ploaie, ceață sau puțină ninsoare, asta dăm un factor care îți reduce din vizibilitate, transpiră geamurile, tu nu vezi atât de departe cum ai vedea când este senin. Nu prea ai experiență. Celălalt șofer care are experiență merge cu viteză și consideră că drumul el îl controlează și iarăși șoferul cu experiență și încredere vine din start cu prezumții ușor eronate, că toată lumea merge la fel ca el sau toată lumea percepe drumul la fel cum el îl percepe. Da. Și nici nu-ți dai seama că atunci, eu fac acum ipotetic, vă explic așa, un model clasic de accident. Cel fără experiență face o mișcare greșită, celălalt care are foarte multă experiență și cel mai bun șofer poate să fie șofer de rally,
nu reușește să ferească, deoarece el avea viteză ridicată, dar viteza apare odată cu încredere de că e șofer foarte bun. Okay, și se lovesc. Dacă doar s-au lovit ușor, nu-i strașnic. Poate ei răspundere și mașinile lor și atunci poliția nici nu se implică. Nu sunt persoane traumatizate. Ok, companiile de asigurare, amiabil, înțelegem între voi și atunci nu prea suferă lumea de jur. Poate că se fac ambuteaj, suferim noi ca alți șoferi vreo oră în zona aia. Dar cea mai mare problemă când tot în această ecuație apare un pieton, al treilea personaj, care în general consideră că drumul e al lui, el nici nu atrage atenție cum se comportă șoferii, ci cu încredere, neîncrederea lor. Traversează regulamentar. Uh-huh. Cel mai interesant că traversează regulamentar pe pietonală. Și atât cel care mergea cu viteză, cel care a făcut o mișcare grăbită și l-a făcut să derapeze de la direcția sa pe cel cu viteză, și direcționează tot forța asta necontrolată înspre un pieton care fără intenție era, care pur și simplu merge acasă, de la lucru, de la școală, de la, nu știu, din activitățile zilnice. Și atunci se întâmplă tragedie. Care sunt recomandările autorităților în cazul ăsta? Recomandările, ele sunt clasice în esență, dar pornim de la aia. Doar poliția nu este forța suficientă și nu este instrumentul unic care poate să rezolve problema accidentului. E și de responsabilitatea fiecăruia să... Cu siguranță, da. Dar dacă spunem că e responsabilitatea lor, au murit... Da. Îmi pare rău. În ce perioadă a zilei e ceață? Când ar trebui să fie mult mai atenți? Noi avem perioade în care statistica ne spune că cel mai des se întâmplă accidente și asta e corelat cu comportamentul general uman și cu viața noastră socială. Noi avem dimineața 6, 10, 11, deci perioada când persoanele masiv pleacă de acasă, se duc la serviciu sau unii se întorc acasă, în dependență de ce serviciu au, nocturn sau de ori, și se grăbiți toți, că toți vrem să ajungem la timp, să nu ne certe cineva, să intrăm în ziua de muncă. Și exact aceeași perioadă, începând la orele 16 seara undeva, deci până pe la 22, adică până pe la 10 noapte. Astăzi două zone statistici, unde cel mai mult de jumătate din accidente cu persoane traumatizate sau chiar decedate, se întâmplă în perioada asta. Și vedeți că atunci și șoferul, care e o persoană care undeva muncește, de undeva vine și vrea să ajungă acasă, și pietonul, iarăși fix același algoritm al de comportament. Da. Ei ambii se grăbesc și ambii consideră că au dreptate. Da. Și paradox că noi avem aproape, deci peste o treime de fapt, nu cu aproape, dar peste o treime din accidentele cu persoane traumatizate grav sau chiar cu deces, care au survenit decesul, sunt pietonale clasice, dirijate sau nedirijate, dar pietonală. Deci acolo un simț de siguranță și mulți pietoni, dacă au călcat pe ea, consideră că ok, eu sunt protejat din toate părțile. Da. Recomandare pentru pietoni în cazul ăsta, ce ar trebui să facă? Nu alergăm pe trecerea de pietoni. De la mic și până la mare recomandarea asta funcționează. Da. Deci cine aleargă pe pietonal are șansa că măcar o dată într-un an de zile să fie de cineva lovit. Ușor, atins sau lovit grav, dar are șansa. Deci dacă vrei să o obții asta, fugi pe pietonal și o să vezi că o să întâmple. De ce? Nu e bine să fugim. Deoarece șoferii nu reușesc să te vadă, că vizibilitatea și așa e slabă. Toată lumea se uite doar înainte. Și tu când vii din partea laterală, nu toți au privire periferică atât de bine dezvoltată. Și tu când mergi treptat, faci un pas, doi, poate să te vadă primul șofer de pe bandă și apoi vede a doilea, nu te vede pe tine, poate să vadă un automobil că se oprește. Și deja îi apare instinctul că ar trebui să mă opresc. Dar tu când fugi, nu reușești nici primul șofer să te vadă, al doilea, nici altă, nici atât, tu poate ai fugit în fața primii mașini sau automobil și a doua oricum o să te lovească. Nu ne uităm cu în telefoane, deci de regulile clasice. Cu uitatul în telefon e lucru tragic atât pentru pieton cât și pentru șofer. Șoferul, deci o secundă de sustragere la telefon și desori noi avem accidente în care anumit telefonul a fost motiv că am răspuns repede copilului, soției sau șefului. Și după asta se întâmplă o tragedie și poate să ajungă la închisoare. Penalizări cumva, să ne spuneți care sunt acestea, ce pedepse? Până să ajung la penalizări, vreau să mai spun o chestie. Vizibilitatea pietonilor e tot un element cheie care deseori nu se ia în considerație. Deci noi avem o comunitate destul de așa, care iubește să folosească culori sumbre, întunecate, în îmbrăcăminte. Uh-huh. Deci puțin lume ies în evidență cu culori deschise și asta ar părea straniu ce are accidentele cu îmbrăcămintea omului și are tare mult. Deci pe timp nocturn sau pe timp întunecos, diferența între te vede acum 5 secunde automobilul că tu vrei să treci pietonală sau te vede în ultima secundă
o face o haină, că e de culoare albă, galbenă, deschisă. Ar fi frumos sau, să fie reflectorizant, da, nu? Sau cu elemente reflectorizante, da. Că de obicei sunt și în elementele, deci, care le folosește poliția. Dar și pentru, sunt pentru genți, pentru copii, haine care se vând special cu elemente reflectorizante. Sau ți-ai o haină brut, neagră, întunecat, care absoarbe 80-90% din lumină, iar nu se reflectă și acel pieton este văzut în ultima secundă când deja frâna nu mai ajută. Chiar dacă frânezi mașina cu viteză, cu inerții, oricum o să te lovească. Deci îmbrăcămintea pietonului e foarte important. Și dacă ca adult, poate să consideri adult, știi foarte bine cum se comporte, recomandăm măcar pe copil să-l pregătească pentru asta. Da. Îmbracă-ți copilul, că tu nu tot timpul ești lângă el și tu nu știi cum se comportă el. Și majoritatea gecilor au elemente reflectorizante, adică e o chestie... Da, o mare majoritate din geci. Deci le caută. Deci pentru cei mici, dacă le cumperi din magazinele potrivite, dacă nu le cumperi de cineva făcute, contrafăcute, sau vrei să se economisești. Deci pentru copii sunt foarte multe haine cu elemente reflectorizante. Sunt țări ale lumii în care, în general, e obligatoriu producătorii de haine să introducă minim 20% din spațiul hainei element reflectorizant. Și Republica Moldova poate fi tot... Noi putem să preluăm asta pe viitor, deci asta nu funcționează încă acum la noi. Cu referire la sancțiuni, sancționările sunt destul de mari. Ele sunt suficient de dure? S-ar întreba cineva. Adică sunt suficient de dure. Cu raportat la venitul nostru, o amendă pentru neacordare de prioritate, deci îți ia peste 15% dintr-o salariu lunar. Deci e o amendă destul de mare. Salariul mediu pe economie vorbesc. Da. Dacă ai un salariu sub mediu pe economie, în general e tragedie, că e 30-40% din venitul tău. Dacă ai un salariu mai mare, hai să zicem 10% din venitul tău. Dar asta e mult. E o amendă destul de mare, că dacă faci câteva încălcări timp de o lună, tu ai rămas fără bani, ai dat tot statul. Și dacă nu dă rezultate. Și asta nu tot timpul dă rezultate, înțelegi? Penalizarea e o chestie care trebuie să fie permanent combinată și cu partea bună. La partea bună sau educativă, cu partea implicării autorităților, motivațională. Da. Deci noi vorbim de ai făcut rău, te penalizezi, ai făcut bine, te încurajezi și tu ești exemplu social. Dar cum să încurajezi oamenii? Deci asta ar însemna că cei care fac bine să transmită mai departe copiilor lor. Când vezi un comportament adecvat, polițistul în trafic să încurajeze și noi ne străduim să facem asta de fiecare dată când e posibil. Să mergi în instituțiile preșcolare și școlare și să încurajezi comportamentul ăsta către cei tineri care devin viitori cetățeni activi ai societății și noi asta o facem, dar nu e suficient că nu poți ai în țara asta 10.000 de copii. Da. Deci noi suntem câțiva polițiști care se ocupă cu asta. Educația, tinere, generație, e o chestie care pornește cu inițiativă de la noi, dar pe spatele a multora, familia, profesorii și comunitatea. Toți cei care, o mahala, un sat, o localitate de la mic la mare, ei au responsabilitatea să prezinte bunele maniere copiilor. Că un adult care arată din deget și spune, băi copile, așa nu se face, că o să întâmple ceva rău. Dar una spune și alta face, el conduce teribil, agresiv, cu viteză și nu-și cuplează centura și spune copilul, las că tata are grijă. Când se întâmplă ceva rău și îl oprește polițistul, el are un comportament inadecvat, agresiv, deci obraznic sau chiar încearcă să mituiască, că avem asemenea, atunci copilul inconștient preia comportamentele astea și poți să faci educație de care noi face, el cel mai bun și credibil pentru el este părintele. Da. Mulțumim mult pentru timpul acordat în această dimineață. Sperăm ca toate cele spuse de dumneavoastră să ajungă până la și pietoni, și șoferi și cu toții să fim în siguranță. Vă mulțumesc dumneavoastră. Sperăm foarte mult să nu mai avem persoane care să suferi în cauza accidentului și rugăm tare mult fiecare să-și poartă responsabilitatea. Pietonul să înțeleagă că nu e el unicul pe drum și nu are drepturile depline, la fel ca și șofer, nu este el unicul pe drum. Vă mulțumim mult. Respectăm noi reciproc. O să avem vieți salvate. Mulțumim, o zi frumoasă în continuare, vă dorim. Și spuneam, nu? Și am fost atenți, am ajuns cu bine la destinație. Da. Da. Și uite că ne putem trezi cu un concert în față. Cu un concert, da. Dar unde va avea loc? Astăzi va avea loc, pe 19 ianuarie, la ora 18, da, la Palatul Republicii Moldova. Ziceam de un concert deosebit, susținut de Orchestra de Muzică Populară Folclor. Da, să știți că artiștii fac ultimele pregătiri pentru eveniment. Mai multe detalii aflăm de la colegul nostru, Alexandru Leahu, care se află acum la Palatul Republicii. Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața, Mihaela, Anatol, bună dimineața, dragi telespectatori! Într-adevăr, mă aflu la Palatul Republicii, unde au loc ultimele pregătiri la concertul din această seară. Vreau să spun că pe scenă vor evolua artiști cu renume, dar și tineri interpreți. Și nu va fi un concert obișnuit, ci un dialog între generații. Mai multe informații ne va oferi dirijorul acestei orchestre. Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum merg pregătirile? Bine ați venit la noi! Suntem
în, pe ultimul pas înainte de spectacol. Avem un spectacol mai deosebit, unde participă atât tineri interpreți, instrumentiști și cântăreți, cât și cântăreți cu practică mare din orchestra noastră. Adică avem un spectacol mai deosebit, orchestra folclor, de fapt, promovează tineretul. Noi avem concursul nostru Prezintă Orchestra Folclor, unde îi prezentăm tinerele talente care pe urmă devin profesioniști cu timpul. Deci asta este ocupația noastră de astăzi. Așa că vă invităm la spectacolul nostru de seară, o să fie un spectacol absolut interesant și deosebit. Ce surprize îi așteaptă pe spectatorii care vor veni? Îi așteaptă surprindere la toate spectacolele noastre sunt interesante pentru că sunt absolut deosebite. Noi nu repetăm niciun spectacol. Toate și în seara aceasta tot acest lucru se va întâmpla. Deci tinerii interpreți care participă în acest concert sunt concurenții noștri care au câștigat premiul întâi și premiul mare pe parcursul a 5 ani. Și toți sunt participanți la acest spectacol. Deci sunt foarte buni interpreți, deja. Vă mulțumim și vă dorim mult succes. Mulțumesc. În continuare ne apropiem de doamna Silvia Gonciar, artista poporului. Vă rog să ne spuneți care sunt emoțiile înainte de acest concert și acest dialog între generații, să spunem așa. Emoțiile mele nu sunt prea mari, sunt sigură că emoțiile participanților, mai ales celor tineri, sunt mari, dar sper că și știu, sunt sigură că sunt pregătiți. Repetițiile au avut loc rând la rând, zi de zi, și sunt toți pregătiți. Maestru Peter Neamțu are mare grijă de acești tineri și de ai noștri corifei din orchestră. Dar vreau să spun că acest concert este unul dintr-un șir de concerte care vor avea loc pe parcursul acestui an, unde vor participa toți cei care au luat premiul întâi, premiul mare la acest minunat festival care a luat naștere încă prin anii 85, 1985, inițiat de maestru Petre Neamțu, de dirijorul nostru, și încă pe când orchestra era la radio-televiziune. Și iată, vor mai avea loc încă două spectacole, unde îi vom invita pe cei de înainte de pauza aceasta, pentru că a fost o pauză pentru acest festival Prezintă Orchestra Folclor. Și iată, suntem la primul spectacol, această idee, și ne dorim să-i readucem în scenă pe toți cei care au trecut prin acest laborator de creație, Orchestra Folclor. Câți artiști vor evolua pe scenă? Sunt 16 sau chiar 17 soliști. Soliștii noștri au orchestre, instrumentiști. Valentina Rusu, Vasile Rusu, Vasile Iovu, Sorin Zberea, Nicolae Chiper, Valentin Butucel, Diamanta Paterău, Nicolae Palz, Viorica Moraru și mulți, 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 12 laureați ai festivalului Prezintă Orchestra Folclor. Le urăm succes și ne bucurăm că putem aduce spectatorului nostru și să vadă cum se nasc acești tineri artiști. Vă mulțumim pentru aceste informații. În continuare ne apropiem de interpretul Nicolae Palz. Bună dimineața! Bună dimineața și sigur că suntem surprinși cu sosirea dumneavoastră înainte de spectacol. Va fi un spectacol neobișnuit, de altfel vreau să vă zic că este o totalizare a activității colectivului cu acei tineri interpreți care au fost prezenți în spectacole în timp de 5 ani. Sigur că spectatorii care vor fi în această seară la spectacol vor fi surprinși, vor avea o emoție pozitivă și noi le urăm vizionare plăcută și tuturor prezenți la spectacol. Vă așteptăm cu drag! Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Mihaela Anatol, atât de aici, de la Palatul Republicii, nu are decât să vă îndemn să veniți în această seară la ora 18:00 la Palatul Republicii să aveți o seară de suflet. Mihaela Anatol, aveți legătura, dragi telespectatori, o zi frumoasă vă doresc! Da, mulțumesc mult, mulțumim, Alexandru, pentru sugestie, așa, Palatul Republicii. Astăzi, 18:00, da. 19 ianuarie, da, suntem acolo, da, da, și avem parte de o seară frumoasă. Așa este. Noi vom reveni alături de dumneavoastră după ora 8, pentru că acum este momentul să luăm o scurtă pauză, nu? Iarăși, Mihaela dorește pauză. Hai să fie o pauză și revenim.